Compania Bemol începe săptămâna de lucru cu surprize, și anume una mai specială pentru clientul cu numărul 5 milioane. Rămâne de văzut cine va fi fericitul câștigător. De litri de combustibil, un tricou și un chipiu cu logotipul companiei. Acestea sunt premiile ce își căutau posesorul, care la rândul său nu s-a lăsat așteptat pentru mult timp. Ce simțiți în acest moment? Emoții! Norocul nu a fost unul întâmplător, câștigătorul fiind un client fidel al companiei de aproape 2 ani. Camionul de lucru îl alimentez la Bemol și celelalte mașini care cu benzină merg tot la Bemol de alimentat. Și deservirea e normală. De exemplu, mașina mai mică, după cât acolo merge, după 400 de litri de benzină, mi-o spală. De câștigat a avut nu numai clientul, dar și compania. Astăzi în companie avem un jubileu și cu ocazia asta am hotărât să surprindem plăcut clientul norocos. În cadrul rețelei noastre de stații Bemol avem instalat un sistem automatizat care ne permite să stabilim cine s-a alimentat, când s-a alimentat, cu cât s-a alimentat, ceea ce este un beneficiu și pentru client și pentru noi, deoarece monitorizarea și gestionarea a vânzărilor și a combustibilul este mai bună. Respectiv, în așa fel am aflat și astăzi cine va deveni acel norocos client. De ce 5 milioane? Deoarece credem că este o cifră rotundă și respectiv suntem bucuroși că în perioada atât de scurtă, deoarece prima benzinărie a fost deschisă în decembrie 2007, în aproximativ 2 ani și jumătate am reușit să ajungem la acest număr de clienți de servici la stație și ne-am dezvoltat. La momentul respectiv avem 44 de stații pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sperăm să acordăm așa premii la cât mai mulți clienți, dar următorul ar fi următorul milion. O cifră la fel rotundă, cât un milion. Toți posesorii de automobile sunt îndemnați să-și facă plinul la Bemol. Cine știe, data viitoare norocul poate fi de partea voastră.